Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Panoramic, într-un decor, să zicem așa, mai special, dar suntem și după Ziua Națională în care tot românul a petrecut. O emisiune specială, dedicată, o ediție specială a emisiunii Panoramic, dedicată unui proiect Erasmus Plus pe care îl derulează Liceul Tehnologic din Baia de Fier. De fapt, o să vorbim de proiecte în general astăseară, pentru că pe lângă doamna Maria Rădescu, pe care ați mai văzut-o în emisiunile noastre și care îi spunem bun venit, avem și un oaspete străin de data aceasta, de pe meleaguri franceze, de fapt din Guadeloupe, coordonatoarea unui proiect Erasmus, în care participă și Baia de Fier, și care îi spunem bun venit prin intermediul doamnei Rădescu și în emisiunea noastră și în România până la urmă. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Sunt încântată că ne aflăm din nou în această emisiune, într-un nou decor, cu ocazia centenarului. În România tocmai am sărbătorit până la sfârșitul anului Marea Unire. Și următorii doi ani, cum spune domnul profesor de istorie. Și spun bun venit colegii mele din Guadeloupe, bienvenue în România, se Dorote Etienne, la coordinatrice de un autre projet, mon élève différent, ce héros extraordinaire. Extraordinaire, deux mots. Prima întrebare care s-ar impune și să zicem că noi deja am aflat acest lucru, dar poate sunt interesați și telespectatorii, dacă domnia sa este prima dată în România sau a mai fost și care e prima impresie așa care o dă România, mai ales dacă a mai fost în țara noastră? Pour toi, c'est la première fois quand tu es en Roumanie ou tu es déjà venu en Roumanie? Je suis déjà venu en Roumanie une première fois pour un ancien projet. Am mai fost în România acum câțiva ani cu ocazia unui proiect. Mais je ne suis pas allé dans la profondeur de la Roumanie, je suis resté à Bucarest. Ea a rămas la București, nu a cunoscut alte localități, nu a cunoscut niciun sat. Mai ales este foarte încântată că a venit la Baia de Fier. Nous voulons savoir quelle est la première impression, ton impression concernant la Roumanie, concernant Baia de Fier. Alors, la Roumanie, vous savez, quand on est de l'autre côté, qu'on habite de l'autre côté de l'Atlantique, la Roumanie, comme les autres pays de ce côté de l'Europe, pour nous, nous semble quelque chose de très très loin. On s'imagine la Roumanie comme un pays avec tous les stéréotypes qu'on a dans notre tête. Et quand on vient, on s'aperçoit que c'est un pays complètement différent. Ea spune că vede România ca și pe celelalte țări europene, dar dincolo de mări, pentru că ea vine din zona de peste ocean, din Guadeloupe, din insulele Caraibe, și în zona Americii Centrale, și spune că vede România ca pe o țară diferită de zona lor, de fapt cum vede și celelalte țări europene. Având în vedere că am înțeles, este la a doua experiență și da, este cu siguranță prima experiență în Gorj, e venită de curând, probabil n-a avut timp să vadă foarte mult din această zonă. Noi am profitat de această situație ca, să zicem așa, începutul acestei vizite să coincide și cu o emisiune de televiziune. Ar fi bine să vorbim de învățământul preșcolar prin comparație atât în Guadeloupe, în Franța, cât și în România. Pentru că, de fapt, proiectul pe care l-ați amintit mai devreme, la asta se adresează. Este adresat grădiniței, da? Da. Proiectul este în parteneriat cu grădinița, cu program prelungit Baia de Fier. Ea vine de la o grădiniță din Guadeloupe. La question se, cum tu vois l'enseignement préscolaire, quelle est la différence entre la préscolarité de Roumanie et de France, spécialement Guadeloupe? La différence, elle se tient au niveau de l'équipe.
Quand je suis venue, et les précédentes occasions où j'ai rencontré des Roumains ou même des Bulgares de ce côté-ci, c'est le fait qu'il y a une équipe. Chez nous, former l'équipe, c'est difficile. Spune că este foarte încântată de faptul că la noi, aici, în Gorj, a văzut o echipă care muncește la un proiect și la grădiniță. Noi suntem foarte unite. În general, i-a plăcut foarte mult această echipă. Spune că ea, în Franța, la ea, la grădiniță, nu poate forma o echipă ca la noi. Este foarte impresionată de modul în care lucrăm noi în echipă. Da, iată, un avantaj, da, o primă impresie. Bine ar fi să rămână, nu neapărat la dumneavoastră, că e clar că dacă a văzut echipa și e formată în multe proiecte, deci cu siguranță da. Merge în această direcție, dar, să zicem, experiența noastră de cadre didactice din România arată că de multe ori e o impresie totuși, să zicem așa, prea bună față de realitatea din învățământul românesc. Asta ca să fim... Da, realiști. Să fim realiști. Apropo de echipă, învățământul românesc trece printr-o perioadă de modificări, inclusiv la nivelul sectorului sau preșcolar. Problema este că ezităm cumva, România ezită între modelul francez și modelul anglosaxon. Cum vede domnia sa lucrurile? Cum tu vois le fait que l'enseignement romain est en transition aussi et il y a une différence, nous voulons suivre le modèle français et parfois nous voulons suivre le modèle anglais. Et comme tu vois ces différences, ces transitions en France par exemple? La transition, c'est un peu compliqué. Cette question est compliquée pour moi. Parce que, justement, le fait que je m'implique dans les projets Erasmus+, c'est justement aller à la recherche de ce qui est le meilleur dans chaque pays, dans chaque équipe. Qu'est-ce qui est le meilleur? Comme ce matin, quand j'ai traversé vos écoles, quand j'ai vu les enfants danser, je me suis dit ça, je prends et je fais chez moi en rentrant. Donc, ce n'est pas une histoire de ça c'est mieux, le système anglophone il est mieux ou le système français est mieux. C'est simplement en tant que professionnel et en tant qu'accompagnateur d'enfants pour aller vers la réussite, chercher ce qui est le meilleur dans tous les systèmes pour en faire soi, enseignant, et pouvoir le transmettre à ses enfants pour les emmener vers la réussite. Quelle que soit la réussite, il faut que chaque enfant ait une réussite. Spune că ea nu caută un model anume, francez sau anglofon, ei place, caută reușita. Ea vrea să vadă prin proiectele Erasmus, vrea să cunoască sistemele de învățământ și să ia ce este mai bun din fiecare țară. De exemplu, la noi i-a plăcut foarte, foarte mult astăzi și ar vrea și ea să facă lucrul pe care și ea vrea să-l facă. I-a plăcut foarte mult prima zi, întâmpinarea, cum le-am primit cu spectacolul folcloric, cum au dansat copiii, cum sunt liberi, ei lor le lipsește acest lucru. În general, să zicem, învățământul de la noi este criticat sau inclusiv învățământul preșcolar este criticat și toate, școala românească în general, este socotită înapoiată sau oricum rămasă în urmă față de nivel european. De asta era și întrebarea și ce am avea de învățat din modelul francez. Că tu pense, qu'est-ce que nous pouvons choisir du modèle français? Tu as vu quelque chose en Roumanie Quelque chose en Roumanie, je pourrais... En Roumanie, par exemple, nous sommes un peu après vous. Nous sommes restés un peu après vous, après vous les Français, concernant l'enseignement, ou pas? Tu penses que... Non, je pense qu'on ne doit pas aller entre comparaison de nous sommes après ou nous sommes avant. Je pense que nous sommes tous des professionnels. Et quand je viens chez toi, je viens pas en train de me dire « Oh, je suis supérieur ou il y a des choses ». Je viens en train de me dire « J'ai des choses à apprendre de la pratique. Tout ce que tu fais, je ne le ferai pas. Mais je vais prendre le meilleur de ce que tu fais pour transformer et pour pouvoir apporter à mes élèves. »
spune că ea nu a venit aici să vadă ceva, să spună că ea este superioară sau invers. Zice că modelul nostru românesc îi place foarte mult, dar ne-a spus și astăzi că este foarte, foarte, foarte complicat. A văzut în clase caietele copiilor, a zis că ne complicăm prea mult, ei merg mai mult pe joc, mult mai mult pe joc, mai ales la grădinițe, față de noi, și spune că ei îi place tot ce vede și vrea să transforme la ea când ajunge și să ia ce e mai bun din toate țările. Și că îi place foarte mult și e convinsă că noi nu suntem codași în învățământ, din ce a observat ea prin clase în prima zi, încă n-a asistat la orele lecție de curs, mâine vom asista la clasă la grădiniță. Si je peux me permettre, quand j'ai commencé les projets Erasmus et Comenius au départ, j'étais une enseignante lambda. Et depuis que je vais dans les pays et que je vois comment font mes collègues, je suis un autre enseignant. Pe moment ce are mai multe schimburi de experiență datorită proiectelor în care este implicată, dascălul din ea se transformă pe zi ce trece. De fiecare dată devine alt profesor pentru elevii ei, văzând experiențele în care trece. Et pour répondre à sa question, en France, on a un programme, un curriculum. Je suis le curriculum. Curriculum, și la noi este. Comme vous en avez un en Roumanie. La différence, c'est que maintenant, avec l'expérience que m'apporte chaque pays, chaque professionnel, chaque enseignant que je regarde travailler, parce que quand je le regarde pour apprendre quelque chose, pas pour critiquer. J'apprends à chaque fois. Et en fait, ce curriculum, je le fais passer, puisque c'est le programme national. Mais ce que je fais passer en plus, c'est la bienveillance, l'humanité, la connaissance de l'autre, la possibilité pour cet enfant de s'ouvrir vers l'extérieur. Spune că și la ei, ca și la noi, este un curriculum pe care trebuie să-l urmăm în școală toți, dar spune că de fiecare dată, când după aceste schimburi de experiență, ea îl îmbunătățește și schimbă foarte mult în predare. Asta este și rolul programelor de tip Erasmus. Da. Acum, având în vedere, să zicem așa, experiențele trăite și în alte proiecte, credeți că s-ar impune și la noi, poate și în Franța, niște modificări, pentru că am urmărit, să zicem, presa și inclusiv ce se scrie în Hexagon despre reforma educației și se spune pe undeva, reforma educațională și în Franța și în România, că învățământul trebuie să se adapteze noilor cerințe, că generațiile actuale de copii trebuie să fie abordate altfel, mereu altfel, cum spunea de fapt dânsa mai devreme, că trebuie să ne transformăm de fiecare dată. Din această privință, cum vede dânsa, la ce vârstă să înceapă școlarizarea, cum începe în Franța, de exemplu, nu știu exact chestia asta. Și cum s-ar impune la noi? Il veut savoir que tu penses concernant la réforme éducationnelle. Tu penses qu'on doit changer quelque chose dans la réforme éducationnelle, aussi en France, aussi en Roumanie? À quel âge c'est la scolarité en France? La scolarité en France commence, elle est obligatoire à partir de 6 ans. Începând cu 6 ani. À la rentrée prochaine, elle sera obligatoire à partir de 3 ans. Începând de anul viitor, de la 3 ani, va fi obligatoriu la ei, au schimbat ceva. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants de la maternelle, en France, à 90% sont scolarisés. La 4 ani sunt deja scolarizați. Deci, à 4 ani, ils ne sont pas à maternelle. Ils déjà sont à l'école. À 3 ans, ils sont à l'école maternelle. Nous avons l'école maternelle, l'école élémentaire, et ensuite le collège et le lycée. Et les élèves de maternelle restent au maternelle jusqu'à 6 ans. Ah, 6 ans, jusqu'à 6 ans. Mais l'obligatoire, l'obligatoire sera 6 ans.
6 ani à l'école élémentaire, on deci aici semănăm, suntem la fel cu 6 ani, dar și la noi se va introduce, cel puțin legea educației în vigoare prevedea să intrăm încă de câțiva ani pe varianta de, și se va aplica din 2020, am înțeles, la noi, de la 5 ani. Deci da, de la 5 ani obligatoriu. Obligatoriu. Da. În România sera 5 ani obligatoriu, comansant de 2020. D'accord. În România se vorbește de cei 7 ani de acasă. În, nu știu dacă există în Franța asemenea formulă, dar deja ei nu mai sunt cei 7 ani de acasă, îi scurtăm din ce în ce mai mult. Il y a longtemps, în România, on disait les 7 ans de la maison. Tu connais? Non. Et maintenant, on ne peut dire les 7 ans, parce que il y a longtemps, en Roumanie, l'école commençait à 7 ans. Ah, d'accord. De plus en plus, on réduit l'enfance. D'accord. Et je pense que c'est dommage pour les petites. L'école, c'est comment, ça dépend. Ça dépend. Notre nouveau ministre... Ministre qui vient d'arriver avec le gouvernement Macron, pour des raisons sociales et pour des raisons économiques, parce que nous avons des quartiers, ce qu'on appelle des quartiers, des personnes, des migrants, des personnes qui viennent de l'étranger, pour qu'ils soient mieux, alors j'aime pas le mot intégration, mais le mieux participer à la société, pense que les inclure à partir de 3 ans fera des futurs français mieux dans la société. Mm-hmm. C'est pour cela qu'on change. Noul ministru al educației, din cauza faptului că au foarte mulți imigranți la ei acolo și au multe probleme, ca să integreze, a dat o lege că va fi învățământul obligatoriu de la 3 ani, începând de anul viitor. C'est plus une question politique qu'une question éducative. Este o chestiune în același timp politică, dar spune el și educativă. Apropo de imigranți, avem și un ministru din original din România în guvernul francez de anul acesta, așa că nu știu, este pe la turism sau ceva. Nous aurons un person rumen dans le ministère français. Ah. Un minister de turism. C'est rumen. Ah. Apropo de ce se întâmplă cu acest proiect în care a venit domnia sa, ce ne poate spune despre acest proiect, ce și-a propus el să facă după aceste vizite, după aceste schimburi de experiență? Quels sont les objectifs de notre projet? Il veut savoir. Et après, il veut savoir qu'est-ce que tu veux faire après le projet va finir. Ah. Alors, les objectifs du projet, donc il faut parler un petit peu de pourquoi ce projet. Ce projet fait suite à un projet qui disait que la maternelle était le levier pour une éducation future. Spune că a plecat de la ideea că grădinița este începutul începutorilor, aș putea zice, pentru toată lumea. Quand on a terminé ce projet, on s'est dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a réalisé que la maternelle, ça se construisait. La réussite de l'élève se construisait à la maternelle. Donc, ensuite, on s'est dit, comment faire que tous les enfants réussissent? Ea vrea să spune că ideea a fost ca toți elevii să reușească. Plecând de la ideea de la grădiniță, proiectul nostru este puțin diferit de celelalte pentru că avem grădiniță și licee. Și spune reușita elevilor de la grădiniță până la liceu. De fapt, mare parte dintre elevii și din România și din Franța probabil că pleacă de la grădiniță și unii chiar se opresc la nivelul liceului. Da, deci cumva formarea de bază este în această perioadă. În această perioadă, da. Și ea spune că vrea să vadă că toți copiii reușesc. Merge foarte mult pe incluziune. J'ai pas compris. El a dit que c'est mieux, c'est, tu as raison, parce que c'est vrai que on commence au maternel jusqu'au lycée. Voilà. Et tous les enfants doivent réussir. Voilà. Donc justement, j'allais ajouter, il l'a fait avant moi, c'est de dire, comme dans ce projet-là, on s'est dit,
on ne peut pas simplement... si on a réalisé que la maternelle est un levier pour les enfants, il va falloir maintenant réfléchir de la maternelle, puisque la réussite de l'enfant se construit de la maternelle, mais jusqu'à l'université. Donc, de ce second projet, on s'est dit qu'on allait faire un projet où on allait se poser des questions en interdegré, c'est-à-dire pas simplement maternelle, mais maternelle, élémentaire, collège, lycée, voire l'université. Et qu'on allait aller sur trois axes. L'axe académique, l'axe de ceux qui font, qui sont les travailleurs de l'éducation, et les acteurs, les élèves, les parents. Merge pe, în acest proiect, ea se bazează pe trei axe, pe axa academică, pe actorii, propriu-zis, elevii, și spune cum se vor transforma ei începând, urmărește cum se vor transforma începând de la grădiniță până la universitate, nu doar până la liceu. Ei lucrează foarte bine cu universități din zonă, sunt implicate foarte multe universități în învățământul lor de masă. Dar rămâne, de fapt, bazele se pun la grădiniță. Dacă grădinița nu reușește să atragă copilul, e foarte greu ca celelalte, să zicem, cicluri să da. Corecteze lucrurile. Il dică se, cum tu a dit deja, maternel, se le pilon le plus important. Ce sont le socle de la maison. Este socrul casei, casei da. Temelia casei. C'est très important, c'est... parce que si l'élève n'est pas... n'a une réussite au maternel, il ne va réussir... Non, ce sera difficile. C'est difficile, ce sera difficile. Et en fait, on s'est posé la question dans ce projet-là, c'est-à-dire que chaque partenaire doit répondre à une problématique. C'est, dans ce projet-là, on s'est dit, on doit amener une réussite à tous les élèves, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient aveugles, sourds, qu'ils soient migrants, qu'ils soient noirs, dans un pays blanc. Qu'il soit blanc dans un pays noir, oui. Il doit réussir. Qu'est-ce que moi, enseignant, je peux apporter à cet enfant pour qu'il réussisse ? Ce n'est pas qu'il réussisse qu'il soit avocat, médecin, qu'il ait une réussite. Ea urmărește, prin acest proiect, vrea ca fiecare partener, deci așa a fost și tema, pentru fiecare țară am avut o problematică de rezolvat. De exemplu, în România noi am avut integrarea minorităților rome în învățământul de masă și spune că urmărește și vrea o reușită, ea o înțelege ca un elev sau o persoană să nu se simtă timorată atunci când este handicapat sau este negru în țara albilor sau alb în țara negrilor sau este migrant. Ea spune că suntem toți la fel. Da, normalitatea europeană de care vorbeam și se la vorbește. La normalitate europeană. Oui, mais la normalité européenne, c'est une autre. La normalité européenne, c'est vrai, mais dans nos écoles, en tant que professionnels, c'est difficile pour nous. On ne sait pas regarder l'élève avec sa difficulté, on ne sait pas le faire réussir avec ce qu'il est, avec son handicap, avec sa culture, avec sa non-culture aussi. On ne sait pas le faire réussir. Bah, et donc, nous, on est à la recherche de... Quels sont les outils les plus appropriés pour qu'il puisse avoir ? Et je dis toujours, il aura des réussites, il aura plein de réussites si on peut lui permettre d'acquérir une réussite. Une réussite. Il y aura o singură reușită să vadă la finalul acestui proiect. La noi v-am spus care este tema, de exemplu, liceul din Bulgaria, partenerul nostru este un liceu profesional care are foarte mulți copii handicapați și au o școală de meserii foarte bună. De asemenea, la Chetoa, il y a des enfants handicapés? Oui. Physique et psychique? On a des enfants qui sont handicapés, moteurs. On en a vu en Italie aussi, parce que l'Italie a une avance sur nous. On a des enfants aussi qui viennent et qui ne parlent pas la langue. C'est aussi un handicap pour eux, puisque les enseignants, ils ne savent pas comment faire. Et nous, on essaie de voir, mais quelle réponse on peut apporter à ça? Da, a văzut foarte multe situații și în Italia și în Bulgaria. La noi mai puțin nu avem elevii handicapați, de asta am ales și tema integrarea romilor în învățământul de masă. Sunt și la noi elevii, copii săraci care provin din familii sărace din punct de vedere economic, dar lucrurile merg foarte bine. Știm că este un proiect care se adresează în primul rând de experienței, deci schimburile vizează cadrele didactice, copiii beneficiarii fiind destul de mici. Da. Problema
câți totuși vor fi beneficiari și că automat preșcolarii vor fi beneficiari prin experiența pe care dumneavoastră o căpătați în aceste vizite? Câți sunt beneficiari așa estimați în fiecare țară? Deci ce înseamnă ca volum? Cel el, o grup simplu, par exemplu, le nombre de beneficiari dans chaque pays. Par exemple, în România, nous avons 70 enfants. Noi avem la noi la grădiniță 70 de preșcolari care sunt beneficiarii proiectului în Franța. Ben, en France, nous avons... Enfin, en France. Dans notre école? Dans votre école, bien sûr. Dans mon école, nous sommes 156 élèves. 150 d'élèves. 6 enseignants. 6 professeurs. Mais nous sommes dans un bassin, c'est-à-dire que à côté de mon école, nous avons l'école élémentaire. Donc nous travaillons en partenariat avec cette école-là sur ce projet, même s'il n'est pas dans le projet. Parce que pour nous, c'est dans la continuité. La ei este continuitate, ei sunt grădiniță, ea provine de la o grădiniță unde învață 150 de elevi, dar alături este o școală elementară și continuă activitățile și lucrează în parteneriat cu foarte mulți. Deci beneficiarii nu sunt doar cei 150 de elevi din grădiniță, ci și ceilalți elevi de la școala elementară și de la colegiu și de la liceu. Pentru că și liceul face parte din... Deci beneficiarii sunt în jur de 3-400 de elevi. Deci cifre impresionante până la urmă și dacă și atinge scopul și sunt toate premisele, e foarte bine. Îl zic că se te impresiona că vă travaie cum un centru de maternel jusqu'au lycée. Oui, c'est une première aussi, c'est-à-dire que c'est ce projet qui a permis ça. Este proiectul și tema care a permis acest lucru. Nu este ușor. C'est pas facile parce que le professeur du lycée snob un peu le professeur du collège, le professeur du collège snob un peu le professeur de l'élémentaire. Alors quant à le professeur de la maternelle, il n'y a rien. Tandis que là, on montre au lycée, au professeur du lycée qu'il y a des choses que nous faisons qui est important pour eux là-bas. Spune că e foarte bucuroasă că reușește să realizeze lucruri foarte importante la grădiniță, care mai târziu vor folosi elevilor de liceu. Suntem, și așa e și titlul proiectului, dar până la urmă ne arată și un alt și altceva, că cel puțin în meseria de cadru didactic ar trebui să fie cei care, nu numai cei care sunt foarte bine pregătiți profesional, ci să aibă și o anumită un anumit talent sau să-și dorească neapărat profesiunea asta, mai ales la cu cât nivelul este mai redus, adică grădiniță, învățământ primar, trebuie să existe vocația. Fără vocație, nu cred că e valabilă această apreciere și la nivelul Franței. Îl zic că pur enseigne à l'école maternelle, on doit avoir une vocation, un talent, pas seulement des études universitaires, on doit être très approprié des petites. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je vais vous faire une confidence. J'étais, avant d'être enseignante, il y a 15 ans, 2003, j'étais technicienne à France Télécom. Spune că până acum 15 ani a fost tehnician la France Telecom. Tehnician la France Telecom. Deci a lucrat la France Telecom, dar n-a avut nicio legătură cu școala. Și cum a ajuns în învățământ? J'ai changé. J'ai changé. A schimbat. Pourquoi? Parce que le système, alors je voulais rester fonctionnaire. A vrut să rămână funcționar. Et donc, France Télécom devenait privé. France Télécom a devenit privat. Donc, j'ai passé le concours et je suis devenue enseignante. Et un an après, j'étais directrice d'école. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas nécessairement. Je ne savais même pas à quoi ressemblait un enfant de moins de 6 ans. À part les miens. Până acum 15 ani, când a schimbat profesia, nu a avut nimic legat de copii, n-a avut nicio... Și totuși, probabil că exista ceva la tine. Peut-être dans ton cœur. Non, je pense que lorsqu'on fait un travail, spune că on doit le faire avec son cœur et on doit se poser des questions. On va pas, moi, je me lève pas le matin en me disant je fais ça parce qu'il faut le faire, pour manger simplement. J'ai besoin de donner tout ce que j'ai
pour les gens avec qui je travaille. Je suis payée. Donc je donne tout ce que j'ai à faire. Je suis un professionnel. Ajuns la concluzia că dacă dai totul și faci totul cu profesionalism, poți face orice meserie în această lume. Et on a des valeurs. Il y a des valeurs. Sunt valori. Des valeurs qu'on doit transmettre. Donc, quel que soit le métier. Are multe valori de transmis. Așa simte ea că are multe de transmis micuților. Si vous me demandez de balayer la pièce, je la balayerai comme si ce n'est c'est l'objectif de ma vie. Ea, da. Are o viziune puțin diferită de a noastră. Zice că a trecut foarte ușor peste această schimbare. Il faut simplement aimer les gens. Uh-huh. A fost o urgență și a trebuit să lucreze în învățământ și îi pare bine. Aimer les gens, s'intéresser à son pays. Și iubește ceea ce face. În Franța, de exemplu, la noi în România, ca să faci, să predai la învățământul preșcolar sau la primar, de regulă, cel puțin înainte era cu liceul pedagogic, dar trebuie să ai o pregătire specială pedagogică, nu în învățământul cel gimnazial și liceal, într-adevăr trebuie să ai o facultate pe un anumit domeniu. Dar pregătirea pedagogică se cere cel puțin pe învățământ primar și primar preșcolar. Și preșcolar. În Franța cum este? Poți să vii cu orice altă specializare dacă... În Franța, par exemplu, tu peux enseigner au maternel et au primaire sans avoir des études de spécialité? Non. Nous sommes des enseignants polyvalents. Donc un enseignant du primaire enseigne de la maternelle à l'élémentaire, au CM2, c'est-à-dire jusque enseigne de 3 ans à 12 ans. Et tu as des études de spécialité. Normalement, maintenant, tu dois avoir un master. Au facultăți, au master și predau de la grădiniță până la 12 ani. Master et après tu passes un concours. Et tu as une formation avec d'autres enseignants sur le terrain. Da, sunt și la ei ca și la noi, tot felul de concursuri, mastere, specializări. Mais l'enseignant d'élémentaire est capable d'enseigner de la maternelle à l'élémentaire. Pour tous les enfants Romanie, de 3 ans à 12 ans. En Roumanie aussi, on peut enseigner. Mais c'est obligatoire d'avoir des études de spécialité, comme chez vous. Cum este sistemul, dacă tot am plecat pe dezvăluiri din învățământul francez, cum se face accederea pe post? Adică avem un concurs de titularizare cum este în România sau pur și simplu te duci acolo la o școală și dacă există postul liber poți să concurezi pentru el? Interesant. Il veut savoir, par exemple, si tu vas en retraite. Le poste reste libre. Qui l'occupe? Qui vient? Un autre enseignant, mais on doit faire un concours? Non. Alors, en France, les enseignants, les professeurs, alors ça s'appelle des professeurs des écoles. Professeurs de l'école. Alors, on a des professeurs des écoles, des professeurs certifiés qui enseignent qu'une seule matière. Matière, oui. Et on a des professeurs agrégés. Donc certifiés font 18 heures d'enseignement et les agrégés 6 heures d'enseignement et après ils font de la recherche. Bon. Ok. Les enseignants des écoles, lorsque je partirai à la retraite, oui. Le poste, donc il faut que je fasse ma demande 6 mois avant, de façon à ce qu'on puisse mettre ce qu'on appelle ce poste-là au mouvement. Ah, mișcarea. Se face ca și la noi mișcarea cadrelor didactice. Voilà. Et des enseignants voient chaque année, à une période bien déterminée, au mois de mai, font leur choix de poste. Își aleg postul. Nu întrebai la început cum ocupă postul. Mais il faut avoir des nombres de points, c'est-à-dire le nombre d'années d'ancienneté te permet d'avoir un poste. Ca și la noi trebuie să aibă un număr de puncte în dosar. Ça ne dépend pas que tu sois bon ou mauvais enseignant. Au début, cum tu a occupé le poste de l'enseignant d'école? Tu as fait un concours? J'ai passé le concours, ensuite j'ai été classée et j'ai dû faire le choix et donc mon nombre d'ancienneté me donne un poste. Este ca și la noi un concurs, la noi se numește titularizare, la ea spune că un concurs și, prin care sunt clasați și se diferențiază prin media pe care o obțin.
Am înțeles. Mergând, întorcându-ne de fapt la, la proiectele pe care, la proiectul acesta și de fapt proiectele pe care cei de la Baia de Fier le derulează acum în, în România și multe vi se datorează dumneavoastră. Ce ne puteți spune și am mai, cred că și la, am mai pus această întrebare, totdeauna sunteți invidiați cei de la Baia de Fier, mamă câte proiecte sunt și asta. Încă o dată să o mai spunem și chiar era o întrebare pe care pot să vă și citesc, că era un SMS și ăsta. Care este rețeta succesului de puteți să accedeți la atât de multe proiecte, inclusiv cum sunt cele cu Franța și celelalte? Nu este o rețetă ascunsă. Aceasta ascunde de fapt foarte, foarte, foarte multă muncă, dăruire și dorința de a fi acolo. Deci, având această oportunitate, profităm de ea și încercăm să căutăm și să ne integrăm și să căutăm cât mai mulți parteneri și muncim foarte, foarte mult să-i găsim, să găsim acești parteneri, pentru că am văzut că la Baia de Fier, pe zi ce trece, este o deschidere din ce în ce mai mare către aceste proiecte. Foarte mulți elevi vor să meargă în mobilități. Deci o emulație foarte mare. Da, foarte mare. Pot să spun că în ultimul timp trebuie să facem selecție, de fapt, din totdeauna, dar la început i-am convins mai greu. Acum e nouă foarte greu să selectăm elevii care vor merge în mobilități. Putem accede, oricine poate să are acces la aceste proiecte, intrăm pe platforma Twinning, căutând parteneri, nu e nimic greu, intrăm pe site-ul Erasmus+, toată lumea din țară poate să facă acest lucru, dacă dorește și, bineînțeles, dacă muncește. Este foarte greu, dar nu e ceva inaccesibil. Apropo de Gorj, în general, aceste proiecte de tip Erasmus nu prea pătrun la învățământul preșcolar. Sunt puține experiențe de acest gen și majoritatea vi se datorează, adică de Baia de Fier se vorbește pe această direcție. Da, pentru că eu lucrând și la grădiniță și la liceu, caut proiecte atât pe grădiniță cât și pe liceu și am observat că în ultimul timp Gorjul este printre primele județe, avem foarte multe proiecte în ultimul timp. Aș putea spune că anul acesta Gorjul are 25 de parteneriate strategice, doar în Gorj. Într-adevăr, nu pe grădinițe, cred că mai este o grădiniță din Târgu Jiu, vis de copil, și grădinița noastră, în general, mai mult se merge pe licee și pe colegii. Dar nu este inabordabil niciun proiect pentru grădiniță. Eu sunt atașată de munca mea, de locul meu de muncă pe care l-am de acum 40 de ani și vreau să fac cât mai multe proiecte cât o mai avea timp pentru grădiniță, dar și pentru liceu. Am zis, apropo de sustenabilitatea pe care o au proiectele europene și în cazul nostru, cel, să zicem așa, pentru unde avem și invitata din Franța. Care e sustenabilitatea unui asemenea proiect la nivelul grădiniței? Pentru că e puțin mai dificil decât, să zicem, la cele de liceu sau de învățământ gimnazial, unde avem elevii mai mari, deja formați. Da, noi avem foarte multe, realizăm foarte multe produse finale, chiar de la grădiniță, chiar dacă preșcolarii nu știu să scrie și să citească de la vârsta de 3 ani. Realizăm abecedare, fiecare țară, de exemplu, avem un parteneriat în care am făcut, fiecare țară a făcut abecedarul francez, grec, român. Toate acestea rămân în biblioteci, în școli, poate avea acces oricine la ele atunci când vin alte generații de preșcolari. Și aceste materiale merg în biblioteci, elevii deja, preșcolarii deja de la grădiniță când merg la clasele primare sunt obișnuiți cu proiectele și își doresc să facem proiecte și la școală, nu doar la grădiniță. Apropo de experiența proiectelor, vorbeam de Baia de Fier. Ce experiență au cei din Guadeloupe pe domeniul Erasmus? Quelle est votre expérience concernant les projets Erasmus? Par exemple, ton école, a eu beaucoup de projets? Non, j'en ai fait 3 mois, mais mon école, c'est le deuxième projet, parce que je change d'école tous les 5 ans.
Ea a făcut 3 proiecte Erasmus, zice că a lucrat în 2 școli și la școala unde lucrează, acesta este al 2-lea proiect. Și apropo de sustenabilitatea acestor proiecte, cum o vede dânsa acum la nivelul, să zicem, școlilor din Franța? Cum tu vois la pérennité, par exemple, de un autre projet? Le projet, le but final, c'est que chaque partenaire écrive son projet d'intégration pour les... comment dirais-je un projet d'intégration pour tous les enfants, pour chaque partenaire. Uh-huh. Donc nous, à la fin, on aura écrit notre projet. Et par la suite, c'est le mettre en action. La sfârșitul acestui proiect, ea vrea ca fiecare partener să facă alt proiect tot pe integrare. Asta era și întrebarea. Da, apropo de domnia sa și de România, are de gând să mai facă și alte proiecte în România? Tu veux faire d'autres projets en Roumanie? Oui. Oui, bien sûr. Elle veut. Oui. Deci, am plăcut. J'y ai pensé ce matin en regardant les enfants danser et je me disais que le prochain Erasmus sera Dansons les danses de l'Europe. I-a plăcut foarte mult programul nostru și spune că următorul ei proiect Erasmus va fi Dansurile în Europa. Deci, cu siguranță în Gorj și în România se vor găsi. În România, da. Au département de Gorj, dans notre localité, il y a beaucoup de danse, tu as vu déjà. D'ailleurs, on a tous les partenaires ont dansé ce matin. Oui, toți partenerii s-au urcat pe scenă și au dansat cu copii, au fost foarte, foarte impresionați de programul nostru artistic. Tot legat de experiențele din aceste proiecte, cum sunt privite acum aceste proiecte de colegii din cancelarie? Pentru că în România avem cazuri și cazuri. O experiență fericită la Baia de Fier și în câteva școli, dar sunt și școli chiar de tradiție din Gorj, din țară, în care privesc aceste proiecte ca o pietră de timp sau că afectează rezultatele elevilor. Există și chestia asta că ar fi o pierdere de timp, chestia de genul. Cum voa te coleg în proiect Erasmus? Se implic tout le monde ou il y a des professeurs qui dit oh... Dans mon école? Non, au départ, la première fois où j'ai fait un projet Erasmus, c'était Comenius à l'époque. Quand les partenaires sont arrivés dans mon école, ils m'ont dit, il n'y a pas d'équipe, il n'y a personne qui te suit. Mm-hmm. Il n'y avait personne, ça ne les intéressait pas, parce qu'on ne connaissait pas les projets Erasmus. Dans cette nouvelle école, au départ, j'ai fait ce projet, c'était fou pour eux, ce qu'elle fait. Mm-hmm. Et puis maintenant, on me dit, quand est-ce qu'on fait le prochain? Ca și la noi, la început au fost reticenți, au spus de ce un asemenea proiect, de ce să plecați, de ce, dar după ce au mers în mobilități și după ce au văzut și echipele la ei, pentru că în octombrie în Guadeloupe a fost prima mobilitate, eu n-am fost, au fost 2 colege de ale mele, au spus da și au întrebat-o când va fi următorul proiect. Et nous avons un autre projet qui va commencer là avec la Roumanie encore. C'est une autre école que je supervise, comme toi, et qui travaillera avec la Roumanie. Donc la Roumanie est notre partenaire privilégié, en quelque sorte. Spune că, în general, și regiunea ei de acolo și, în general, francezii aleg ca și parteneri România, pentru că lucrează foarte, foarte bine cu școlile din România. Se mai spune că România e cumva mica Franță, București era micul Paris, așa că... On dit souvent că Bucarest c'est le petit Paris. Je confirme. Roumanie, ea confirmă. Roumanie c'est la petite France. Oui, oui. Iar apropo de legăturile francezo-române, așa, avem pe Brâncuș pe care îl împărțim, pe Eugen Ionescu, pe Emil Cioran. Je viens de t'expliquer que à Târgu Jiu il y a un grand sculpteur Constantin Brâncuși qui est mort à Paris et mercredi on va visiter le parc de Constantin Brâncuși. Nous on peut dire que on partage Roumanie et France, on partage Brâncuși, Eugen Ionesco, Emil Cioran, beaucoup de personnalités. Merci. Merci. C'est un auteur qui a travaillé sur beaucoup sur le chamanisme
tu sais, les cultures, la création de la religion dans le monde. C'est un auteur roumain qu'on étudie à l'université. Un autor român care a studiat universitate și care a făcut multe lucruri în Franța, dar nu știu despre cine vorba. La creația de religion. Cu siguranță există foarte multe lucruri comune între Franța și România. Il y a beaucoup de choses en commun, en commun. Până și președintele nostru s-a întâlnit cu președintele francez chiar săptămâna trecută. Așa că... La semaine passée, notre président Klaus Iohannis a rencontrat votre président Macron. Și e normal să fie legăturile acestea, datorită că limba franceză s-a studiat în școli și în perioada comunistă, deci n-a fost ostracizată, să spunem așa. Pendant le communisme, tous les élèves romains ont appris la langue française. Ah. Donc, nous connaissons la langue française depuis longtemps. Mais nous avons aussi des étudiants en Guadeloupe qui rêvent de venir faire des études de médecine ici, en Roumanie. Ah, zice că foarte mulți din Guadeloupe, elevi, vor să vină să studieze facultatea de medicină în România. E mai ieftină în primul rând, dar și foarte, are rezultate foarte bune. Da, a beaucoup de rezultat. Beaucoup de rezultat. L'Université de Médecins en Roumanie, il y a beaucoup des étrangers en Roumanie pour étudier. Pentru că întrebam mai devreme de proiectele, experiența pe care o are domnia sa și în proiectele Erasmus. Avem deja, să zicem așa, asupra unor foști preșcolare, actuale, elevi sau ceva, că bănuiesc că durează de câțiva ani, experiențe fericite, adică se văd, să zicem, avem un copil care l-a luat de la nivelul preșcolar și deja îl putem urmări într-un alt, la un alt nivel? La dumneavoastră, la Baia de Fier, cu siguranță, cu siguranță este acest lucru. La Baia de Fier, îi aveți da. În aceeași în instituție. Aceeași instituție. Cum e în Franța? În Franța, par exemple, te prescolaire, tu peux les suivre, après ils vont finir la maternelle. Poate cu deficiențe? Sau... Tu peux les suivre au élémentaire, au collège? Non, je ne peux pas les suivre, sauf si l'école est ce qu'on appelle une école primaire. On a des écoles où la directrice, c'est la directrice de la maternelle à l'élémentaire. Donc là, tu peux suivre ton élève si tu veux. Mais on a, là, mon école, c'est une école maternelle. Donc la seule chose que je peux faire, c'est on a des projets intercycles. Par exemple, là, notre inspecteur nous a demandé de travailler sur des projets intercycles parce qu'ils ne sont pas suffisamment travaillés. Spune că poate să-i urmărească preșcolari ei doar până la școala primară, pentru că mai apoi ei pleacă la alte licee, dar nu este foarte greu de urmărit și chiar își dorește să-și vadă elevii după ce va termina acest proiect. Suntem pe final de emisiune. Am înțeles că dânsa s-ar putea să revină și cu alte proiecte în România. Însă, dacă ar fi să stabilească acum, să spună, să zicem așa, o impresie generală despre România, ce cuvânt ar alege sinonim pentru România? Choisi un mot pour reprezentant pour la Roumanie. Di un mot. Un mot? Le cœur? Le cœur. Le cœur, inima. Merci beaucoup. Merci à vous. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic, a fost alături de noi un oaspete francez, reprezentat de profesor coordonator din Guadeloupe, Franța, și o să deci Dorothée Etienne. A fost doamna Maria Rădescu, Liceul Tehnologic Baia de Fier. Conoșamu, cu vă mulțumește pentru atenție. La revedere!